Deci, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Supun a fost procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean în Constanța, datată de 20 decembrie 2020. Cine este pentru? Mulțumesc. 33 de voturi pentru. Stimați colegi, permiteți-mi să vă urez și un an bun, pentru că ne-am văzut anul trecut. La mulți ani și să ne aplicăm asupra proiectelor care sunt în dezvoltarea acestui județ și mai ales astăzi, în momentul de prăbătură, aprobăm și bugetul care înseamnă investiții, înseamnă funcționalitatea tuturor instituțiilor aflate în coordonare sau în asigurarea de servicii publice. Primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 363 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Consiliului Județean Constanța și al instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța. Vot vă rog. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu. Aș dori să mulțumesc și prezența domnului consilier județean Palas. Suntem 34 de consilieri județeni. Punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 3 privind validarea dispoziției precedentului Consiliul Județean Constanța, numărul 870/27 a legii 5/2022. Vot vă rog, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Domnia cu votanță. Permiteți-mi de vot. Punctul 3. Proiect de hotărâre numărul 4 privind validarea dispoziției președintelui Consiliului Județean Constanța, numărul 873/27-12/2022. Vot vă rog, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Punctul 4. Proiect de hotărâre numărul 1 privind aprobarea bugetului de venit și cheltuieli al Județului Constanța de anul 2023. Vot vă rog, cine este pentru?